Și priviți ce mănâncă zi de zi. Nu e adevărat. Asta Are mănânci tancul de biscuiți aici. minte. Și să vă mai dezlușim un secret. Ce? Uitați. Dulapul ei. Și mă arată. Ce mănâncă Magda zi de zi. Uitați. Bunătăți. Bunătăți. Zi, sora Maria, ceva. În curând mă fac bine și o să cânt. Zici că ești un copil de la Vreau Biblia. urgent Evanghelion. Vreau să-mi spun melodică Evanghelion. Este singura formație sinceră și curată din România. Curată, sfântă și nu ia bani niciodată când slujește. Da, este adevărat. Știu că mă registrez, dar este adevărat. Nu o fac pentru camera de la vedere. Voi toți care ascultați să face același lucru. Mă ascultați, păcătoșilor. Deci că ești drogat. Pocăiți-vă. Domnul Pastor Mirea, ce părere aveți despre Biserica Betel? Biserica Betel este o biserică foarte bună. Numai puțin, numai puțin. Să întrebem interviu. Numai că este Biserica Betel este o biserică foarte bună. Ce părere? Ok, ce nu vă place la grupul Evanghelion? Totul îmi place. Îmi place totul. Haideți să fim sinceri și smeriți. Îmi place și de Andreea de la grupul Evanghelion. Vorbiți serios, dar nu glumiți. Nu, e o fată foarte drăguță. Păcat că ne-am născut în alte generații. Da. Regretați cu adevărat lucrul ăsta? Nu pot să regret din inimă. Nu vreau să plâng cu lacrimi de sânge ca Miorița, dar e o fată foarte faină. Ok, următoarea mea cel care o va lua de soție, cel care o va lua de soție va fi un bărbat binecuvântat. Doresc să nu mai vorbiți neîntrebat. Da, vreau să ascultăm pentru... Ludovica Evanghelionul. Ok, următoarea întrebare. Evita cântă cu el. Următoarea întrebare pentru noi este așa. Da, este grupul Evanghelion este cel mai bun grup. Merge vestea că vă însurați, adevărat? E cel mai bun grup din lume. Merge vestea că vă însurați, adevărat? Este foarte adevărat. Cum o cheamă pe Fericita? Cum o cheamă? Doriți să dezvăluiți în fața publicului care se va uita la acest videoclip? Nu este Andreea. Nu este Andreea de la Evanghelion. Din păcate sau fericire? Nu aș putea spune din păcate. Ar fi fost frumos, ar fi fost un vis prea frumos. Ok, vom avea bucuria să ne descoperiți cine este... Da, veți avea bucuria, dar la sfârșitul acestui sezon, acestui sejur în Grecia, Dumnezeu a pregătit un locuitor, un substituent de maxim calibru. Deci să înțeleg că interviul va continua. Continuăm, dar acum vreau să ascult cu grupul Evanghelion cântare. Ok, asta se va rezolva. Hai să vedem, știți cântarea Doar în tine am viață? Încercați dumneavoastră câteva. Doar în tine am viață, doar prin tine am speranță, te aștept. Nu, haideți să încercăm altceva. Ok, ce doriți? Aveți vreo preferință? Aș vrea să cântăm împreună un duet. Eu aș vrea să facem un duet. Ok, nu o să supran și eu altă. V-aș propune ca soțul dumneavoastră să devină director artistic. Așa. Și noi doi, eu să preiau locul lui în grup și să cântăm împreună. Ok. Pentru că el are vocea așa mai de părceluș mistreț. Să trecem la că oamenii așteaptă. Oamenii așteaptă. Ce duet vreți să facem? S-a trezit asta. Domnul Pastor Mirea, ce duet vreți să facem? S-a trezit Petre. Hai, Vita, cânte că... Spune ce duet vreți să facem. Vreau să-mi dau barba jos înainte să cânt. Nu vreau să-i spui despre nimeni. Deja e târziu. Haide să facem duetul. Spuneți, vă rog. Spuneți, ce melodie. Ce vreți să cântăm? Pe ce doriți noastră? Vreau să cânt cu barbă sau fără barbă, merg spre cer. Ok, după dumneavoastră. Păi zic că fac... Nu cred ceea ce spuneți. Vorbesc foarte serios. Nu sunt. Chiar eu pot să mărturisesc că eu, în calitate de predicator, n-aș fi fost nimic la Lunguleț în dimineața zilei de 27 aprilie 2014, dacă Dumnezeu mi-ar fi spus, gata cu Biblia, ascultă grupul Evanghelion pe Daniel, Magda și ceilalți invitați, ascultă, pocăiește-te, iar eu te voi pregăti pentru o predică de maximă putere. Și dacă tu te iubiți așa mult grupul Evanghelion, aveți CD-ul cu noi? Am CD-uri primite cadou. Deci aveți sigur. Da, vreau să și cumpăr, am auzit că e 500 de mii un CD. Nu, n-ați auzit bine, este mult mai puțin. Dar dumneavoastră puteți să ne dați mai mult. Haideți, spuneți duetul pe care vreți. Haideți să cântăm. Vreau să cântăm cântarea... Scurtul refren. Vreau să cântăm cântarea... Cu Iisus în lumea asta voi merge eu mereu. Ok, dați noastră, și eu mereu. Cu Iisus în lumea asta voi merge eu mereu.